Îmbrăcați în straie de sărbătoare, cu poeziile și cântecele învățate, cu emoții, dar convinși că trebuie să demonstreze ce copii cu minți sunt, elevii de clasele 1-4 de la școala Scorțeni au urcat pe scenă. Într-un decor de poveste, micuții au spus povestea nașterii Domnului și au colindat pe cei prezenți în sala Căminului Cultural. Copiii s-au pregătit din timp pentru sărbare, pentru că au aflat că vine și Moș Crăciun. În preajma Crăciunului, elevii școlii realizează sărbări școlare, așteptându-l cu nerăbdare pe Moș Crăciun. An de an, Moș Crăciun are ca spiriduș primăria și Consiliul Local. Le mulțumim și anul acesta pentru sprijin. Programul este realizat de către toți domnii învățători. Sărbarea se realizează în cadrul Căminului Cultural. Trebuie să menționez că între școală și Căminul Cultural există o bună colaborare. Pentru munca lor au fost răsplătiți cu daruri. Moșul a fost darnic anul acesta cu ajutorul primăriei și Consiliului Local Scorțeni. Administrația locală a adus astfel tradiția mai departe și ca în fiecare an a fost alături de copiii din comună.